51 de cupluri care au împlinit sau împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie au fost aniversate ieri de Primăria Râmnicu Sărat. Premierea cuplurilor aflate la Nunta de Aur a avut loc la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu. Seniorii din Râmnicu Sărat au primit din partea Consiliului Municipal Râmnicu Sărat diplome de onoare, flori, dar și o sumă în valoare de 1200 de lei. Sper să ajung și eu ca laureații zilei de astăzi, la 50 de ani de căsnicie. Deocamdată prima jumătate am depășit-o cu succes, spun eu. E un eveniment așteptat și ne face plăcere să asistăm la el, să premiem 51 de cupluri care și-au legat destinele acum 50 de ani. Este pentru noi toți un semn al modului frumos în care au trăit și un exemplu pentru comunitate și un îndemn totodată. Sperăm ca ziua de astăzi să le aducă o bucurie în plus și să le dea putere pentru următorii 25 de ani. Nici anul acesta vârstnicii noștri nu au fost uitați, așa cum i-am obișnuit pe toți părinții și bunicii noștri. În fiecare an îi aniversăm pe cei care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. E un lucru important pentru noi, cei mai tineri, să luăm exemplu lor și să avem această continuitate în viață. Ei sunt cei care, să spunem, ne-au lăsat moștenire, tot ceea ce noi avem de dus mai departe, iar la rândul nostru, cu siguranță, să ajungem la vârsta lor, să ducem la fel, să predăm ștafeta generației care vine după noi. La eveniment a fost prezent și Gabriel Ilie, subprefect de Buzău. Le dorim la mulți ani, sănătate, bucurii, să ne revedem cu bine și în viitoarele întâlniri și felicitări Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat și domnului primar Sorin Cărjan pentru faptul că, dincolo de proiectele care sunt în curs la nivelul comunității râmnicene, nu uităm niciodată de seniorii noștri și de partea sensibilă a râmnicenilor. Și consilierii locali au fost alături de cuplurile care sărbătoresc Nunta de Aur. Astăzi, ca în fiecare an, sărbătorim cuplurile care au 50 de ani de căsătorie pe raza Râmnicului Sărat. Este o mare onoare să fiu prezent aici și le transmit cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, multă înțelegere și înțelepciune să meargă tot așa mai departe. La mulți ani! Seniorii din Râmnicu Sărat sunt convinși că iubirea, respectul și răbdarea sunt valorile cele mai importante într-o căsnicie. Au trecut ca ieri. Sperăm să fie mai bine. Parcă ieri eram la cununia civilă și ea că au trecut 50 de ani. Și există un secret pentru tinerii căsătoriți să dea Dumnezeu să ajungă toată lumea la această cifră împreună? Nu, există răbdare, înțelegere, să nu crezi că n-au fost, să nu credeți dumneavoastră că n-au fost și greutăți. Au fost și greutăți, copii, atunci nu era ca acum. Îi lăsam cu cheia de gât, îi lăsam în fața blocului, dar acum suntem bunici. Dacă există dragoste și iubire, mergem sigur înainte, altfel nu se poate. Râmnicenii sărbătoriți au mai avut parte de o surpriză din partea administrației locale, un spectacol muzical. Pene ca și supărare să uităm că e o zi mare să vă înveseliți, cu noi să horiți. Astăzi am sărbătorit oamenii care au făcut 50 de ani de căsnicie. Și ai un mesaj, vrei să le urești ceva? Eu le urez oamenilor la mulți ani. Și ce l-ai pregătit? Ce l-ai cântat? Eu le-am cântat astăzi 3 melodii. Mulțumesc, iubită mamă, I Believe in Angels și Nothing's Impossible. În anul 1972, la Primăria Râmnicu Sărat au fost încheiate 249 de căsătorii. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că în prezent doar 51 de căsătorii mai sunt valabile, restul fiind desfăcute prin hotărâre de divorț, decesul unuia dintre soți sau mutarea cuplurilor în alte localități. Fondul de premiere a cuplurilor care au împlinit sau împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie a fost aprobat
la ultima ședință a Consiliului Local Municipal Râmnicu-Sărat.